Ok, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Survival Games. Astăzi suntem pe serverul netix.pvp.net, nu mai suntem pe Spain și apăsați și voi pe butonul ăla de like să strângem cât mai multe like-uri pentru acest clip, că am văzut că vă place din ce în ce mai mult Survival Games-ul și dacă strângeți și mai multe like-uri, o să filmez cât mai multe episoade și pe Netix. Aveți și IP-ul în descriere, pentru că doar na. Ok, hai să vedem pe unde mergem. Mergem încolo, hai că mergem încolo. Textura, deja cred că v-ați scris comentariul cu textura, duceți-vă, îl ștergeți și vă uitați până la final, pentru că la final de acum încolo vreau să arăt textura. Deci, dacă vreți să aflați textura din episodul respectiv, așteptați până la final, pentru că sigur o să arăt până la final. Și dacă uit de ea, pur și simplu mai iau cu vorba și chestii, o să scriu prin comentarii sau o să o găsiți în descriere. Deci una din două. Deci nu vă duceți, așteptați, vedeți episodul. Dacă n-am spus deloc de ea, vă uitați prin comentarii. Dacă n-am pus-o nici în comentarii, nici în descriere, puteți atunci să-mi dați un comentariu: bă, textura. Sunt foarte multe comentarii cu textura și e destul de enervant, sincer să fiu. Este textura faină. Am și un subiect interesant pentru acest episod. De acum încolo, pe live-uri, s-ar putea să începem să ne jucăm niște UHC, pentru că vreau și eu să devin mult mai bun la UHC și este foarte fain, gen, ideea de UHC. Sunt o grămadă de servere și pe live-uri o să încep să joc UHC, gen, și voi începe și o serie, s-ar putea, de UHC Highlights, în care vă arăt câteva faze din UHC-ul respectiv, gen când am făcut ceva kill-uri sau finalul, sau vedem noi, fazele importante în principal dintr-un UHC. Ok, uite că e un tip aici. Mamă, ce iteme are. Ia vreo 4 oară când încerc să filmez, dar nu prea am noroc astăzi, aparent, nu mi-am luat niciun timer. Pe ăsta aș putea să-l blochez repede aici. L-am blocat aici și... Ha-ha! Vedeți? L-am blocat frumos acolo. L-a ieșit sau ceva? Nu cred că a ieșit. Hai să ne facem sabie de iron. Ok, bam. Stai așa. Oh my god, ce intens a fost. Era să mă bată, avea și armură mult mai bună ca a mea. Hai să vedem ce putem folosi. Ba, nu avea armură mai bună ca a mea, mi s-a părut. Avea exact aceeași armură, dar a jucat bine tipul. Am vrut să-l scot de acolo și aparent n-a fost cea mai bună idee posibilă. M-am folosit de arc CSF. Așa, hai să vedem. Ia, pot să iau chestul ăsta. Niște cookie-uri. Știu că era și ceva perlă pe aici. Ia să vedem dacă mai e. Nici nu mai știu, frate. Erau foarte multe tricuri înainte pe MSG. Dar uite aici, parcă era. Dap, nu mai e. Ok, mi s-a părut că e cineva în dreapta, dar nu este nimeni. Așa, și cum v-am zis, mă voi apuca de o serie de UHC Highlights și o să încerc și eu să devin și eu cât de cât la UHC mai bun. Pentru că îmi place foarte mult conceptul ăsta, dar o problemă ar fi că am bani pe Bedline și chestia asta nu prea îmi place foarte, foarte mult. Am văzut că mulți dintre voi știu cum să mă ajute, gen, știu problema aia și chiar v-aș juca să-mi scrieți în comentarii ce să fac pentru chestia aia. Să fac un topic sau mai știu eu ce. Ok, ia să vedem dacă îl iau eu pe tipul ăsta pe la spate. Sexosule. Rog, nu te uita în spate. S-a uitat. Oh my god, sunt cam mortus aici. Așa, ia să vedem, facem un FNS. Ca să avem și noi un FNS, păi doar ce facem aici, frate?
n-aș vrea să mă bag chiar așa rainbow, că am mai fix aceeași problemă am avut-o de fiecare dată. M-am băgat rainbow. Bine, hai, ia uite, dă sabie de diamond. Bine, frate. Episodul meciul trecut m-a bătut tot un team care au făcut așa un team spontan. Se băteau și după aia am venit și eu să-i omor. Și dintr-o dată am făcut team, frate. Bă, și când mă enervează chestia, eu fac așa team spontan sau un deathmatch, fac team spontan și e chestia ciudată, dar o să facem noi team cu Sexosu. Îl cheamă Sexosu, mamă, frate. De Sexosu o să ne ajute să facem acest episod. Oh, i-am pins un hit. Un boost, băiatul. Ah, nu i-am prins boost. Ok, mai suntem mai e încă unul. Ah, și uite-l și pe ultimul. Ok, l-am bătut pe ăla. Hai și după secțiunea cu care vrea să ne ducă la checkpoint. Checkpoint. O să mă duc eu înaintea lui. Nu, mamă, m-am omorât. Bă, unde a fost teammate-ul meu? El aștepta să mor, frate. Da, fraților, cam asta ar fi episodul. Îmi pare rău că nu mai stau, dar ia 5 ore când pierd așa un meci de genul care mă bag prea YOLO câteodată și ăștia joacă prea bine. O problemă importantă ar fi și lagul, care o să încerc să îl fac, gen o să încerc să-mi fac chiar și Windows-ul, da, iarăși. Și textura este VAPOR BY TIGHT. Așa se numește textura. Este o textură de UHC în principal și îmi place foarte mult, o să mai folosesc. Cam asta ar fi episodul. Eu sper că v-a plăcut. Eu am fost Sinner și v-am pupat. Pa, pa!